Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit în bucătărie la Camelia. Astăzi vom prepara aceste fursecuri, un singur aluat și șapte gusturi. Și vom avea cu Nutella, cu ghimbir, cappuccino, cu dulceața de caise, cacao, cu coaja de lămâie și bombonele și cu scorțișoară. Și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie pentru a realiza aceste delicioase fursecuri. Avem 250 de grame de unt și 170 de lapte condensat. Acum începem să facem fursecurile noastre. O să facem un singur aluat și apoi o să-l împărțim și o să adăugăm arome la fiecare. O să adăugăm un nou. Așa. Un nou. Amestecăm, am să pun și un praf de sare. Așa cu degetele. Un praf de sare, nu mai mult. Să dau de prea. Amestecăm. Amestecăm așa bine. Se vede, se vede, nu? Și acum o să adăugăm o linguriță de praf de copt, să fie cam o jumătate de briculeț, 8 grame, 6-7 grame, nu mai mult. Și făină. Așa. O să pun așa o linguriță de praf de copt. Și făină. Adăugăm așa cât este necesar. Așa. Și amestecăm. Făină o adăugăm treptat, puțin câte puțin. Acum amestecăm bine praful de copt cu făina și cu restul de ingrediente și după aceea mai adăugăm făina. Așa. Deci am pornit de la o cremă și terminăm cu fursecuri. În momentul când faceți crema și faceți, decorați tortul, în caz că vă rămâne această cremă, puteți face aceste fursecuri. Așa. Vedeți? A făcut cremoasă. Și acum adăugăm în continuare făină. Adăugăm făină. O să obținem un aluat potrivit de tare. Și după aceea îl împărțim ca să adăugăm la fiecare bucățică aroma fiecăruia. Să facem fursecuri. Așa. Îl învârtim puțin cu paleta și după aceea cu mâna o să lucrăm. Așa. Mai adăugăm făină, este încă moale. Cred că o să
să intre în jur de 500 de grame de făină. Să vă spun cât aici am avut un kilogram în pungă. Și am să cântăresc crestul și am să vă spun cât mi-a intrat mie. Așa. Este moale, este moale, moale, moale. Așa. Mai punem puțină făină. Cum am spus, făină o adăugăm treptat. După cum ați văzut, nu am adăugat nicio aromă. Apoi și o să-l împărțim. Și o să facem în singur aluat mai multe arome de biscuiți sau de fursecuri. Depinde ce formule vreți să le dați. Așa. Încă este moale. Moale, moale. Mai adăugăm făină. O să lucrez și cu luna. După cum vedeți, am început să intru vinerea din nou. Așa, am să intru dimineața, în jur de 11-12. Am să intru, depinde. Dar am să intru, am să încerc să intru în fiecare vineri. Este moale, mai adăugăm făină. Așa, încă două linguri. Este moale, moale, moale. Are nevoie de făină. Aici sunt 250 de grame de unt. Și are nevoie de făină. Așa. Am să-l pun aici pe masă. Lucrez așa aici. Este moale, moale. Așa. Mai adăugăm puțină făină. Și apoi îl împărțim și o să facem cu cappuccino, o să facem cu cacao, o să le umplem și cu dulceață și cu cremă de ciocolată Nutella. Și aș vrea să le mai fac cu sorișoară și cu imbir. O să facem așa câte puțin din fiecare. Așa. Acum am să împart aluatul.
o să facem cu cacao, cu cappuccino, o să lăsăm și simplu, o să facem cu scorțișoară, cu ghimbir și acesta o să-l umplem cu dulceață și cu Nutella. Așa. Și acum, cel simplu, o să-i punem puțină coajă de lămâie și o să luăm cu linguriță și o să punem așa în interior. Așa. Și amestecăm. Punem puțină făină. Amestecăm așa. Acesta o să fie cu coajă de lămâie. Și o să facem un aluat potrivit de tare ca să-l putem lucra. Așa. Și adăugăm făină cât este necesar. Așa. Acesta este aluatul, vedeți? Cum arată? Așa, în comparație cu acesta care este foarte moale. Am adăugat făină. Așa. Și îl punem așa aici, în față. Acum. O să punem, în acesta o să punem scorțișoară. Punem puțină făină. Acum fiecare pune după gust. Vă place mai mult, mai puțin? Așa. Și amestecăm așa încet. Punem și făină așa aici. Și aceasta este cu scorțișoară. După ce ia facem cel cu ghimbir, apoi cu cacao și cu cappuccino. Așa. Ați uitat că ceau e de ajuns să le gustați, ca să știți ce gust, ce gust are aluatul. Așa. Acesta este cu scorțișoară. Ia să vedem. Da. Așa. Aluatul este gata și acesta cu scorțișoară. Și îl pun aici deoparte. Acum am să pun ghimbirul, așa, tot așa praf de ghimbir am și am să pun așa. Puteți pune și ghimbir proaspăt dacă aveți. Așa. Cam o linguriță mică să puneți. Așa. Și gustați. Dacă doriți să fie mai concentrat cu aroma, mai adăugați puțin. Așa. Și acum adăugăm făină. Adăugăm făină cât este necesar. Ca să avem un aluat potrivit de tare, ca să-l putem lucra. Așa. Ne punem puțină făină. Să o avem aici ca să putem lucra cu ea. Punem așa aici.
acesta este cu ghimbir. Și îl punem aici deoparte. Acum o să punem cappuccino. Eu mi-am cumpărat o cutie de cappuccino și am să pun o lingură, două de praf. Așa. Și am să o adaug așa încet, încet așa aici, în interior. Și o să lucrăm cu ea. Ia uitați. Și la urmă o să punem cacao la cealaltă. Așa. Amestecăm așa bine. Luăm tot de aici. Așa. Și după ce a intrat bine praful de cappuccino în aluat, atunci o să adăugăm restul de făină. Așa. Ia uitați cum arată cu cappuccino. Așa. Acum punem făină și adăugăm făină cât este necesar. Este aproape gata. Așa. Acesta este cu cappuccino. Și aici o să punem cacao. O lingură de cacao. Tot la fel, aluatul este moale. O să punem așa direct din pungă. Așa. Și amestecăm încet, încet. Așa. Până intră în aluat. Așa. Astăzi ne jucăm. Eu când fac prăjituri, e ca și cum m-aș juca. Este o plăcere și îmi place foarte, foarte mult să fac. Așa. Și amestecăm bine. Și dacă mai e necesar, mai adăugăm făină. Așa. Așa. Luăm toată cacao care este. Și aluatul cu cacao este gata. Și ne-a mai rămas cel simplu care l-am pus aici deoparte. Și avem cu coajă de lămâie. Aici avem cu scorțișoară, cu ghimbir, cu cappuccino și cu cacao. Așa. Acesta este aluatul și îl dăm așa deoparte. Mi-am pregătit o tavă tapetată cu, aici am folie de aluminiu. Puteți pune foaie de copt, hârtie de copt. Am să deschid coptorul. Așa, am deschis coptorul și o să începem cu să facem. Și o să facem din fiecare câte ceva. Ah, aici n-am pus făină, că mai trebuie. Este aluatul simplu. Acesta o să-l umplem. O să-l umplem cu dulceață. Eu am o dulceață de caise. Și cu Nutella sau ciocolată, cremă de ciocolată. Așa, mai trebuie pus aici un pic de făină. Aici nu am pus. Așa. Și apoi o să dăm forma la biscuiți. Și aluatul simplu este gata.
Așa, pentru cine a venit mai târziu, aici avem aluatul cu coajă de lămâie, aluatul cu scorțișoară, aluatul cu ghimbir, aluatul cu cappuccino, cu cacao și aici este aluatul simplu. Așa. Și acesta simplu, o să-l punem așa, în aceste forme. Uitați, micuțe. Și am să le umplu. Am să pun puțin aluat și am să umplu cu dulceață și cu... Așa. Sau așa, lungi. Așa. Aluatul putem întinde puțin. Așa, îl întindem puțin, puțin. O să-l dau de parte. Așa. Și o să tăiem cu aceste forme. Am să tai așa. Și am să pun aici pe deasupra. Așa, și aici în interior o să punem puțină dulceață. Ia uitați. Așa. În aceste rotunde. O să le facem cu dulceață. Așa. Și alea lungi cu ciocolată. Ia uitați. Așa. Ia uitați. Punem în, tăiem și punem în interior așa. Facem și aceste lungi, tot la fel, tăiem. Și punem în interior aici. Și le umplem cu puțină, puțină Nutella sau puțină ciocolată. Sau un alt fel de dulceață. Așa. Așa. Acestea sunt primele. Am să dau acesta aluat deoparte. Așa, și o să facem după aceea din nou. Și aici am puțină dulceață de caise și am să pun în aceste mici. Așa. Puteți înțepa puțin cu forțuliță ca să nu se umfle. Așa. Am să înțep acum, după aceea. Așa. Și punem puțină dulceață. Și aici o să punem puțină Nutella sau ciocolată. Eu am să pun Nutella. Așa. Și o să punem așa puțină. Și deasupra, dacă doriți, le puteți și decora. Bună ziua, Carmen! Astăzi facem bunătăți, da? Eu de obicei vinerea fac bunătăți, că le ducem la copii. Și fac bunătăți. Așa. Dacă dorim, putem și decora peste. Acum, ia să facem niște șuvițe, așa.
să ne jucăm. Așa. Și să încercați crema, crema pentru tort. Deci să vă uitați la început la video. Și am să public și rețeta și pe YouTube și aici la cremă. Este foarte, foarte ușoară de făcut. Și se face foarte, foarte ușor. Așa. Și o să punem așa câteva șuvițe. Deasupra. Ne jucăm. Și așa o să facem și cu celelalte. Sau putem întinde și tăia și facem șuvițele gata tăiate. Așa. Ne jucăm, ne jucăm. Și eu ar trebui să stau la dietă, Carmen. Trebuie să încep și eu dieta. Dar o să facem cât de curând o dietă, fără să ne reținem de la mâncare. O să ne auzim peste o lună și dacă eu am slăbit, atunci o să slăbiți și voi, fără să ne oprim de la mâncare. Așa. Ia să punem așa deasupra. Încerc, ia uitați. Așa. Și decorăm așa pe deasupra. În acest aluat puteți pune ăsta simplu, puțină vanilie să puneți. Așa. Le lăsăm și așa mai simplu și mai... Hai să mai pun una. Imediat le dăm la cuptor și între timp o să facem altele. Așa. Și acum să le decorăm și pe acestea. Și o să dăm din câte fie, din două, trei din fiecare aluat. Ca să vedem cum vin. Așa. O să vedem aici cum punem. Punem una. Așa. Ia uitați și acestea. Mulțumesc, mulțumesc mult, Carmen. Astăzi ne jucăm, ne jucăm. Și să știți că din crema cu care am început acest video, este făcută doar din unt și din lapte condensat, care poate fi aromat și colorat. Din a colorat această cremă, din acea cremă, deci o să iasă acești biscuiți. Deci am început cu crema și dacă voi ați făcut tortul sau ați făcut prăjituri decorate cu cremă de unt, așa, și v-a rămas, atunci puteți face aceste fursecuri, aceste prăjiturele, așa. Ne jucăm, ne jucăm. Imediat o să le facem și pe celelalte și o să dăm prima tură de fursecuri la cuptor.
Așa. Așa. Le punem aici în tavă, pe acestea, și o să facem altele. Așa. Și le așezăm alături. Așa. Acum, dăm aluatul simplu deoparte, v-am spus, puteți pune puțină vanilie în interior și o să luăm aluatul cu coajă de lămâie. Și acesta o să facem așa, o să facem biluțe. Cam așa. Facem așa 3. 4, 5, cam așa de mare am să le fac. Mai iau o bucățică. Și am să le dau prin aceste bombonele. Așa. Ia să vedem. Le luăm pe toate, să nu rămână aici pe masă. Așa. Acestea am să le fac așa, cu securile prin. Și putem apăsa așa în interior. Ia uitați, să le dăm așa o formă, acestea. Așa. Și acestea le fac așa cu bombonele. Apăsăm așa puțin. Dacă aveți multe, puneți într-un vas, într-o farfuriuță și le dați prin... Eu le pun că le termin toate bombonelele astăzi. Așa. Și punem așa aici, apăsăm. Așa. O să le las pe acestea 3 așa cu și apoi o să facem altele după. Acesta este aluatul cu lămâie. Acesta este aluatul cu scorțișoară. Și acum putem da orice fel de formă dorim. Ia să mai gustăm, să vedem. Este bun. Așa. De tot așa am să tai. Am să pun unde am aici. Am să pun puțină scorțișoară aici peste. Așa. Și o să luăm așa și o să dăm prin... Ia să vedem. Așa, nu s-a lipit bine, bine. Așa. Și acestea o să le facem așa cu scorțișoară și o să le punem așa aici, alături. O să facem tot așa 3 și după aceea o să le dăm pe toate, facem câte 3 din fiecare. Așa. Vedeți? Cu scorțișoară. Se lipește așa aici și să facem așa. Și acestea cu scorțișoară. Ia uitați, deocamdată am făcut acestea. Oh, alunecă!
Așa. Am făcut 3 cu scorțișoară, dăm deoparte. Acum avem ghimbirul, am să strâng șervețelul, așa, și îl pun deoparte, ca să le fac pe celelalte. Și punem aici deoparte. Și am să iau tot așa, un pic, și am să pun puțin ghimbir și aici. Și astea o să le facem cu furculița. Așa. Aceasta este cu ghimbir. Ia să gustăm. Să știți că sunt bune. Așa. O să facem una. Cam așa o să le tai. Și am să iau furculița. Aceasta este de dulce. Am să iau furculița. Aici. Vedeți? Așa, am să dau puțin prin aluat ca să se lipească. Așa. Și o să-i facem așa. Și o să știm că aceștia sunt cu ghimbir. Așa să se lipească, ca să fie gustos și bun. Și aromat și deasupra. Așa. Ia uitați. Simpli, bun. Mai facem încă unul. Așa. Și apăsăm. Într-o parte și în cealaltă. Așa, ia uitați. Așa. Și aceasta este cu ghimbir. Strângem și dăm deoparte ca să știm că dacă mai avem nevoie după aceea să facem. Așa. Să luăm aici. Acesta este cu ghimbir și punem aici alături. Așa. Acesta este cu cappuccino. Și ia uitați cum o să facem noi acestea cu cappuccino. Așa. O să le dăm această formă ovală, așa. Le puteți măsura, cântări ca să fie egale toate. Așa. Vedeți, am făcut fiind cu cappuccino. Așa. Am să le dau această formă, așa ca de bobul de cafea. Ia uitați, așa. Și am să pun așa aici pe tavă. Așa. Și tot la fel. Și apăsăm așa bine. Și facem așa, fursecuri. Deci aceasta tot la fel. Apăsăm așa. Și le dăm la cuptor. Și cât stau acestea la cuptor, noi o să facem altele. Așa. Am făcut și cu cappuccino. Și acum ne-a mai rămas cel cu cacao. Și la cel cu cacao să facem așa. Am să pun puțin cacao aici pe... Oh. Așa. Și am să iau câte o bucățică. Așa. Și să facem așa. Astăzi le facem toate așa cu mânuța. Așa. Și o să le dăm așa prin cafea, prin cacao. Le dăm prin cacao acestea. Așa. Și o
să le strângem așa puțin. Le dăm așa o formă. Oh. Ia uitați. Cam așa am să le las. Așa, o formă așa mai... Și le punem aici, alături. Una, două, trei. Și am făcut toate aromele, toate gusturile. Am să dau deoparte cu cacao și cred că o să continuăm să le facem pe celelalte, pe toate, că deja avem cacao pe mâini. Așa, acestea sunt, ia uitați-le. Acum le dau la cuptor și între timp noi o să facem, le facem pe celelalte. Așa. Ca să le vedem cum vine. Și având în vedere că avem cacao pe mâini, o să le terminăm pe aceste cu cacao. Așa, și o să le facem. Să le punem așa aici, să le terminăm. Ca să nu mai umblăm cu cacao după aceea. Așa. Cam această dimensiune. Facem la ochi. Când avem, facem mereu, avem mâna formată, ochiul format. Mă uit să văd dacă ați mai scris ceva. Ia să văd aici pe grup, nici nu m-am uitat pe grup. Să văd. Așa. Încă nu a comentat nimeni pe grup. Așa, și le dăm prin cacao pe acestea. Așa. Încercați să le faceți de aceeași mărime ca să se coacă uniform, să nu fie mai mici, mai mari. Așa. Și le strângem, ați văzut cum. Și le apăsăm așa. Și le punem așa aici. Așa. S-a făcut și mai mic și mai mare. Așa, le apăsăm și le facem așa pătrățoase, pătrățele. Ia să dăm așa cacao. Și acestea vor fi cu cacao. Sau le puteți da o formă de inimioară și le dați prin ciocolată după aceea. Prin ciocolata albă, de exemplu. Așa, și apăsăm acestea cu cacao. Luăm toată cacao care este pe șervețel. Și apăsăm așa. 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 Nu mai este nevoie de alta. Așa. Acestea sunt cu cacao. Ia să dau deoparte, să luăm cacao care a crescut. Sunt cu cacao. De aici. Acum o să le facem pe cele cu cappuccino. Le facem invers. Și tot așa, o să facem un sur și o să rupem așa. Și facem așa. Ia uitați. Ca niște cărnăciori. Și o să le dăm această formă de... Vedeți? Apăsăm așa aici.
ca băbul de cafea, acestea cu cappuccino. Așa. Și știm că au puțină cafea în interior. Și le așezăm așa aici. Așa. O să mă uit să văd cum arată. Au început să crească. Imediat sunt gata. Așa. Copiii abia așteaptă fursecurile. Așa. Și acum apăsăm așa cu... Eu am această formă, așa. Cred că majoritatea din noi le avem acasă. Și facem, dăm formă băbului de cafea. Acestea sunt cu cappuccino. Un aluat cu mai multe gusturi. Avem baza și apoi fiecare pune gustul care îi place. Cu cacao, chiar și ciocolată puteți pune. Cu fistic, puteți spune, le puteți da și prin alune, cele cu cacao, prin nuci, prin fistic. Așa. Cele cu lămâie, dacă aveți dulceață de lămâie, puteți face baza și umpleți cu dulceață de lămâie și le faceți în forme. Sau faceți cerculețe și le umpleți. Așa. Între timp se coc, ca să le vedem cum au venit. Așa. Deci o să ne vedem și vinerea viitoare. Ați văzut că e un cursul săptămânii, mai intru din când în când în direct. Așa. Și dacă aveți copii până în clasa 8-a, așa, eu mi-am deschis acest grup și pe YouTube public video de matematică. Și dacă vor să-i ajut, eu îi ajut. Îmi lasă mesaj în comentarii și eu îi ajut cu exercițiile, explic. Este totul gratis. Și pe pagina de matematică cu Camelia, dacă vor în direct să le explic, eu sunt disponibilă. Matematica este foarte, foarte frumoasă. Așa. Am făcut și acestea. Acum acestea sunt cu ghimbir. Să le luăm încă o dată la rând. Acesta este cu lămâie, cu scorțișoară și cu ghimbir. Să luăm ghimbirul de aici și să le facem din nou. Mai punem puțin ghimbir aici, în mijloc. Să mă uit și la cuptor, să nu se ardă. Încă puțin. Și acestea cu ghimbir tot la fel. Facem biluțe și apoi cu furculița apăsăm. O dăm prin puțin praf de ghimbir. Așa. Ia uitați. Dau un pic pe mână ca să se lipească. Vedeți? Pun un pic de praf de ghimbir și apăs într-o parte și apoi în cealaltă. Și acestea sunt cu ghimbir. Dacă vă place ghimbirul,
Dacă nu, faceți cu altceva. Așa. Uitați. Apăsăm așa bine ca să se lipească. Vedeți? Să se lipească ca să... Mie îmi place ghimbirul foarte mult. Așa. Sau le puteți face mai lunguiețe. Sau rotunde. Cum vă place. Așa. Și punem într-o parte. Și apoi în cealaltă. Uitați. Amestecăm, amestecăm, învârtim să facem biluța noastră. Aluatul, ați văzut, este simplu de făcut. Am să public și pe canalul de YouTube. Și vă aștept și acolo, dacă nu v-ați înscris, să vă înscriți, este gratis. Am peste 600 de rețete dulci și sărate și nu numai. Și despre natură, și de matematică. Și animăluțe. O să găsiți cozonaci. Cam 20 de rețete de cozonac. Fiecare cozonac are rețeta lui. Așa. Și am terminat și cele cu ghimbir. Așa. Și o să le facem pe cele cu scorțișoară. Așa. Așa se fac mai repede. Se lucrează mult mai repede. Dacă le facem și întindem și tăiem, și... o să ne ia mai mult timp. Dar așa, imediat. Ați văzut ce repede se fac. Așa. Acestea cu ghimbirul. Acum mi-aduc șervețelul cu scorțișoară. Așa. Aici am aluatul cu scorțișoară. Cred că sunt gata. Ia să arăt. Să vi le arăt cum sunt. Iată-ți cum au venit. Se vede? Așa. E fierbinte, fierbinte. Am să dau puțin deoparte, să le scot. Să le pun aici. Așa. Am să le las puțin, să se răcească puțin. Între timp o să fac și o să schimbăm. Aici avem cele cu scorțișoară. Aici avem scorțișoara noastră. O desfac. Am să mai pun puțină. Puteți pune și pe farfuriuță sau pe hârtie de copt. Așa, și tot la fel. Facem biluțe. Acesta este aluatul nostru. Facem așa un sur și facem biluțe. Da? Facem biluțe, le așezăm așa aici. Și apoi, vedeți? Luăm și apăsăm așa peste. Și acestea sunt cu scorțișoară. Așa. Ia uitați-le. Așa. Facem așa biluțe, să le fac mai mici. Am să fac mai întâi biluțele și după aceea am să le pun scorțișoara peste.
scorțișoară. Oh, vreau să fac o poză. Și apăsăm așa aici. Am aici și apăs. Am așa. Să-mi adun scorțișoara ca să se lipească. Așa. Am să mai pun puțin, nu? Așa, să terminăm și acestea cu scorțișoară. Le scoatem pe cele din tavă și să punem altele. Ca să facem egal. Așa. Acestea sunt cu scorțișoară. Așa. Le dăm prin scorțișoară. Ia uitați așa. Și apăsăm. Așa, și ultima cu scorțișoara. Și am terminat și cele cu scorțișoara. Așa. Ia să pun așa aici. Acestea sunt, ia uitați-le, sunt gata. Să le scoatem din formă, din tavă. Să dau așa mai sus. Așa. Așa. Și să le punem pe ceva. Ia uitați-le. Cu cacao. Cu cappuccino. Acestea cu ghimbir, cu scorțișoară, cu coajă de lămâie, sau lipi bombane, cu coajă de lămâie și cu bombonere. Au. Ia uitați-le. Și acestea sunt umplute. Umplute, sunt fierbinți încă, am să le dau deoparte așa aici și le scoatem imediat. Așa. Și să punem altele, să punem cele cu cacao. Cu cappuccino, cu ghimbir. Cu scorțișoară. Le noctor. Și între timp ne ocupăm de restul. Așa. Lăsăm așa. Hai să vedem. Și dau la cuptor din nou. Ia uitați-le cum arată. Acestea sunt. Și acum ia să vedem cum le scoatem pe acestea de aici. Încă sunt calde. Ia să vedem pe pun dacă s-au făcut. S-a făcut. Oh, i-a rămas o bucățică. Ia uitați.
ciat de caise. O să le pun și aici. Să vedem ce le umplute cu. Că s-a lipit. Bune, bune și gustoase. Să le dăm așa. Așa. Sunt așa de delicate. Oh, ia uitați cum arată. Așa sunt. Mici și delicate. Hai să o scoatem și pe acesta. Acesta ești așa. Ia uitați. Așa. Să le așezăm așa aici. Ia uitați-le. Ce spuneți? Un singur aluat, mai multe forsecuri și mai multe gusturi. Așa. Acestea sunt, am să le las aici în față. Am făcut o poznă. Bune, bune. Așa. Le pun așa deoparte acestea. Și acum ne-a mai rămas cele cu de făcut acestea cu bombonele care au coajă de lămâie în interior și cele simple cu Nutella și cu dulceață. Așa. Aceasta este cu coajă și aceasta este simplă. Nu, aceasta este cu coajă de lămâie și cealaltă simplă. Așa, și cele cu coajă de lămâie le dăm prin bombonele. Ia uitați. Eu am aceste bombonele colorate. Vedeți? Și eu le dau așa prin bombonele. Le pun, vedeți cum se lipesc? Așa. Acestea sunt bune pentru copii. Așa, și după ce am dat prin bombonele, pun pe mână și apăs. Așa. Vedeți? Care se lipesc, care mai e cald. Așa. Și uitați cum ies. Acesta este coaptă. Așa. Și le punem așa aici, alături. Mai luăm. Facem mai micuță. Și dăm prin bombonele. E mai bine în interior. Că se lipesc mai bine. Așa. Altfel fac numai bombonele pe masă. Ia uitați. Așa. Și apăsăm și îi dăm această formă și le așezăm așa aici. Hai să mai facem unul. Și după aceea să facem acestea umplute. Să vi le arăt. Așa, ia să punem bombonelele căzute. Așa. Facem o mică presiune ca să se lipească. Așa. Scoatem. Punem pe podul palmei. Vedeți? Și apăsăm. Așa. Și o să iasă. Așa. Și le dăm la cuptor la 180 de grade. Ați văzut. Imediat se fac. În 10-15 minute. Și acum o să umplem aceste forme din nou. Am să întind aluatul care mi-a rămas. Vă arăt cum le-am făcut prima dată. Așa. Întindem.
Și cu aceste forme micuțe, ia uitați, mici, mici, mici. Cele rotunde le-am umplut prima dată cu dulceață și cele așa le-am umplut cu Nutella sau cu cremă de ciocolată. Și eu pun peste aluat și tai. Tai direct așa. Și apoi pun peste, ia uitați, așa, și facem o mică presiune peste, așa. Și cu următoarea la fel. Apoi le umplem, le decorăm și le dăm la cuptor. Și cu aceasta, vedeți ce forme, micuțe, micuțe. Eu am găsit aici la un supermercat o repartă, aveau aceste produse. Să știți că nu costă mult. Așa, ia uitați. Acum o să tăiem și acesta tot la fel. Scoatem și punem deasupra, așa. Ia uitați. Și întindem așa puțin cu mâna. Și cu restul o să decorăm. Le umplem mai întâi. Întindem așa aici. Acum umplem. Cele mici le umplem cu dulceață de căise. Și o să punem puțină dulceață. Așa. Acestea mari cu cremă de ciocolată sau Nutella, cu ce vă place. Și punem așa puțin. Și astăzi am făcut împreună aceste fursecuri. Și întindem, aici întindem așa puțin, așa ca să vină peste tot, așa. Așa. Și acum le decorăm. Încă puțin și celelalte sunt gata. Așa, decorăm acum. Facem șuvițe. Vedeți că acestea. Așa o să le decorăm. Facem șuvițe. Și le punem deasupra. Fursecuri bune și gustoase. Așa, și acum punem deasupra, așa. Ia uitați. Așa. Și le dăm la cuptor. Le punem împreună cu celelalte. Așa. Le decorăm pe toate. Astăzi am făcut și crema de unt, cu care putem decora torturile, brioșele, cu două ingrediente. La început de video o să vă uitați că am arătat această cremă. Așa. Le lăsăm așa, simple. Așa. Și
Și să încercați crema, este foarte ușor de făcut, două ingrediente și puteți face și trandafiraș. Și ați văzut, dacă ați fost de la început, ce bine se lucrează această cremă de unt. Așa. Așa. Acum le decorăm și pe aceste cu Nutella și facem schimb și le punem în cuptor și le scoatem pe celelalte. Ia să vedem. Sunt aproape gata. Între timp eu să le decorez repede, repede, repede. Așa. Și distribuiți. Distribuiți dacă v-a plăcut rețeta. Vă aștept și pe canalul meu de YouTube să vedeți câte rețete am. Și dulci sărate. Așa, ia uitați. Așa. Găsiți și sărmăluțe, și varză cu carne, și salate de vară înghețate. Torturi, fel de fel de torturi, de prăjituri, de biscuiți. Peste 16 rețete de cozonaci. Fiecare cozonac cu rețeta lui. Găsiți și 3 rețete de sfințișori, de pască, pască cu ciocolată, pască italiană la pastiera. Găsiți pasca noastră tradițională, 2 rețete de pască am. Să le încercați să vedeți ce bune sunt. Sunt aromate, aromate, aromate. Și să-mi lăsați mesaje în comentarii dacă le încercați. Ia uitați. Acestea sunt. Vedeți? Așa. Coapte arată așa. Acum le scoatem și pe celelalte din cuptor. Și o să le punem pe acestea care le-am făcut acum. Ia să vedem dacă sunt gata. Da. Sunt fierbinți, sunt fierbinți. Așa, ia uitați-le. Cred că am să le mai las până. Sunt gata, sunt gata. Ia să țin așa, ia uitați. Abia scoase din cuptor. Acum o să le punem pe celelalte. Și aceasta este rețeta de astăzi. Astăzi v-am arătat 2 rețete. Și am pornit de la rețeta de cremă, crema cu unt, cu 2 ingrediente. Și din această cremă, deci dacă ați ornat tortul și v-a rămas, puteți face aceste prosecuri. Sunt foarte simple și bune. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate. Vă pup dulce pe toți. Și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Și ne vedem săptămâna viitoare, să vedem când am să intru, dar oricum în fiecare vineri eu am să fiu aici cu voi în direct. Vă pup dulce și ne vedem cu altă rețetă. La revedere, o zi frumoasă în continuare, vă pup, la revedere și multă, multă sănătate!